Rămâna YouTube și bine v-am găsit la cel de-al 13-lea episod din seria Fallout Shelter. Haideți să vedem ce se mai întâmplă în minunatul bunker cu numărul 993. Ia să vedem. Na, bun, uite că au revenit și eroii noștri din minunata lor aventură. În episodul ăsta nu o să trimit pe nimeni în aventură pentru că stau prost cu energie electrică și cu apa. Așa că o să trebuiască să-i pun la muncă forțată rău de tot. No, tu aici rămâi. Așa. Nu pleci nicăieri, tanti. Mă la lucru cu tine. Na, bun. Aș prefera să nu-i forțez prea tare. Că nu vreau să mă trezească cu gândași de a blestemați și mutanți de la Chernobyl. Ia bun, asta cu radio a mers, deci a reușit să-mi aduc o persoană, dacă ții minte, în celelalte episoade. Și mă gândesc să fac un upgrade, dar trebuie să mă ocup mai întâi de partea electrică, ia să văd. Ia să văd, 34 de secunde. Depozitul ăsta rămâne, da, deocamdată pare că suportă bunkerul ăsta. A, 40 de persoane, da. Am pus și asta cu wait room, da, asta e că nu știu cum să fac să-i trimit, că după aia trebuie să-i înlocuiesc sau, da, aici o să fie un pic o problemă, dar măcar este destul, deci cred că aș putea să pun de aici de la mâncare, de ce nu? Oh, sper că este destul, curent destul, nu ajungem, mă, ce prostie. Ai level up? Ai. Ia să văd eu ce mai pot construi, deci ia să vedem, weight room, athletics room, armory, classroom, outfit, workshop, fitness, mamă, radio studio, weapon workshop, da, aici weapon workshop e doar pentru, Mai mă trebuie 45 de persoane, mamă, dar să duce curentul electric în prostie. Cred că am să fac altcumva, o să mai construiesc, o să, nu știu, oare, pot să mă mai extind cu power generator, ia să văd. Am înțeles, deci se mai poate. Și o să iau, deocamdată o să iau de aici, de la radio sau de la bucătărie, nu, hai că iau de aici, de la radio. Ma să-i dau jos outfit-ul ăsta care arată ridicol. Așa, strange. Asta trebuie. Strange sau la cine să-i dau eu? Cine are strange-ul cel mai mare? Vorba e să nu le dau așa iurea hainele. Pe tine ar trebui să te pun o perception. O, mâncare așa. Pe tine ar trebui să te pun aici să faci mușchi. Iar pe tine să vedem. Ok, strange. Poate ți-ar trebui să-ți dau asta, nu cu vault, asta. Leather armor, strange, bun. Și pe tine o să te pun la partea electrică. Na, bun. Nu știu asta cu weight room mai bine, sau stai mă să fac altcumva. Oh, păi tu ai fi bun aici la apă. Cum stai cu carisma? Slab. Fantomul, unde ești? Unde ești, fantomul? Ah, că nu-l văd. Uită-l! Ah, că l-am ratat. Ei, na, las și așa am destui bani. Oh, perfect, suntem ok cu partea electrică. Na, bun. Ok, te descurci, bun. Pe tine ar trebui să te pun la apă. Și pe tine ar trebui să te pun la strange. Așa. Dacă tu ești... Pe tine te pun aici la apă și pe tine te pun aici la weight room. Așa.
O să dăm inteligența. Așa, să mai creștem un pic inteligența. Care era mai inteligent aici? Nu știu cu cine o... nu. Inteligența 2 și... Așa. Neabunai că pe voi să vă pun aici să lucrați la injecții. Na bun. Și voi rămâneți deocamdată aici la radio. Ok, 84% fericiți. Ia să vedem levelul. Oi, oi. Da, în episodul ăsta nu o să trimit pe nimeni să exploreze în Wasteland sau să ducă la misiunea din Wasteland. Deocamdată nu are rost că am destule resurse și nu mă pot risca să pățească ceva să moară sau să cheltui bani să-i dau revive, că nu se merită. Așa că mă voi concentra mai mult asupra bunkerului și trebuie să am grijă. Ia să văd, așa, perception, avem mâncare, bun. Aici trebuie să mă mai extind cu generatorul și cu apa. Mă întrebe oameni, dar am nevoie de oameni puternici. Aici nu pot să-i grăbesc, aș vrea eu. Di, bă, ce-s cu postele? Am înțeles, știi, le-a spus ca să te încurajeze. Nu te prosti, iar era să pun o moaieruia. Așa, păi când faci destulă strange acolo, o să te pun să lucrezi aici la power plant. Bun. Ia să vedem ce face fetița. Daniela Adams, bă, da, ce repede se maturizează femeile. Pardon, fetele. Corect spus, fetele, așa. Arăt că e bine că pe ea o să pun atunci să lucreze. 2, 4, 6. Mai trebuie să fac water treatment, așa. Perfect. O să pun să lucreze la water treatment, ia să vedem cum stă cu perception. E bine. Așa, aoleu, e tristă. Dar are unde e ăla cu pisica? Ia să văd eu. Dar cine are pisica? A, tu ai pisica. Hai că o să-ți dau ție pisica să te înveselească. Na, dar nu-ți plac pisicile. Sunt drăgălași pisicile. Nu înțeleg că nu poate să nu-ți placă pisicile. Mă rog, fiecare cu gustul lui. Avem injecție. Atât. Câte injecții avem? Perfect. Asta parcă i-am făcut upgrade, nu? I-am făcut upgrade-ul, asta cu radio încă nu are rost. Asta cu waiter-ul, mamă, pe-i pun pe tot să facă greutăți, ia să văd asta câtă putere are în ceantie. Mai durează. Na, bine. Ia să văd unde-i fetița, ea. Ia să văd, oare ajungi tu? Nu, că mai durează mult și bine. Deci durează mult și... Dar o chestie durează mult și bine și vreau să zic, e o chestie ce am observat eu în jocul ăsta, mă, că... Ok, dai save și exit, dar când te întorci înapoi, timpul, deci, nu stă în loc, timpul merge în continuare. Asta am observat eu, ce ciudat. Dar și când trimiți în Wasteland, trebuie să fii atent, să nu lași așa, să nu salvezi după aia când i-ai trimis în Wasteland. După aia când intri, i-ai găsit mort. I-ai găsit morți, pardon. Ia să fac eu o poză. Da, păi de ce nu mă mir? Nu. Vreau să fac o poză jocul. Nu faci nicio poză. Da. Noroc că am injecții. Trebuie să fiu atent să nu moară oamenii. Dar câți gândași sunt aici. Oare mai apare fantomul? Nu cred că mai apare. Uite cum mai progresat un pic.
Daniela Adams. Familia Adams, dacă mai țineți... Nu, nu muri, nu muri. Așa. Familia Adams, da. Stai mă, dar nu i-am dat arma la asta. Bă, da prostus. Bă, da retard... prostus și eu. Și retardat. Unii o recunosc mai sus și retardat. Ai, ai, tati. Muncă în echipă. Ce-ar fi viața fără muncă în echipă? Așa, level up. Aici cu bucătăria nu cred că are o să-i tămă. Deci mâncare am în prostie, deci n-are o să-mi bat capul. Na, bine. Aia, tati, ai mai crescut? Fantomul, unde ești, fantomul? Unde ești, unde ești? Te-am văzut! Ha, boschetarule! Boschetar nesimțit ce ești, ai crezut că nu te văd. Na, bine. Uite, aș da un rush, dar nu se merităm. Hai, mă, fă muș, mă, fi Arnold Schwarzenegger, ce naiba. Ai, ai, savanții. Aici, uite, șobolani, uite, șobolani, mă, băi, șobolani ăștia se enervanți. Uite, stai că, dar numai aici n-am șobolani. Ia să văd de unde e fetița aia, nu mai e crescut ea un pic? A, curent electric, atât, uite-o. Da, parcă un pic mai progresat, dar asta cred că va fi în următorul episod. Ia să fac eu o poză înainte să mai apară gândaș și mutanți de la Chernobyl. Ai, ai. Da, trebuie să mă uit, trebuie să văd unde se salvează pozele astea. Vreau să văd așa progresul. Nu, dar nu te-am înveselit pisoi așa. Aoleu, femeie, dar ai pretenții. No, gata, gata, că nu ești lup. Ați auzit cum a făcut? Ca un lup. Așa, tai că îți dau câinele și ți îți dau pisica. Ce? Numai 1% fericire, bă. Înțeleg, cine te face pisica fericit, na. Mă rog. Na, știi ceva, Baș, dacă nu-ți place de PC, ți-l iau și la revedere. Apoi am prea multe pretenții ai, serios. Și au răz oamenii cu prea multe pretenții. Asta până... Asta ia 10 ani ca să ajungă ca nu joi, ține că... Na, bine. Ia să văd eu. Am și uite ce misiuni mai sunt, am bine, dar nu-i trimit astăzi. Trebuie să mă ocup de bunker, că am văzut că o scăzut curent, partea electrică, apa și apa, că aia cu apa e dezastru. Pot să dau un rush? Mai bine nu, mai bine nu. Da, da, fetița aia nu a mai crescut. Unde o fi? A, uite aici. Așa se plimbă, n-are cu ce să joace, uite-mă, am, bă, am, nu, jucările alea, nu genul ăla de jucări. Uite, am jucările astea, mă, și... Nu, nu se poate juca fetița cu ele. Nu că se plictisește. Aia e level up. Aia e level up. Super jocul ăsta. Dar într-adevăr e foarte... E repetitiv, dar... Da, nu mai zice 60 seconds. Deci 60 seconds e super mega groaznic. Asta îmi place, că parcă e un pic mai prietenos. Sau mai ușor de jucat, depinde cum vedeți lucrurile. Na, bine, să vedem. Mâncare, ok. Oh, avem curent, atât. Uite, și cred că mai are un pic fetița și crește. Dar las că în episodul următor, cam unul cred în episodul ăsta că o să ajung adult. Na, bine, să vedem. Da, și ăștia îi las aici la radio, dar cred că îi las degeaba. Mă rog, lasă că o să ajung eu cu progresul, nu trebuie răbdare. Hai să văd... Level progres...
Am dat bine, special. O să are abilitățile cele mai mari, văd că nu bași tot în armura eu rămas. Hai să văd, mă, oare de al... Încă nu am să fac armor. A, nu, stai că pentru armor game room, ăsta ar fi fain. Pentru armor, cred că mamă. Nuclear reactor, dar trebuie 60 de persoane. Outfit workshop, asta este, da, îmi trebuie multe persoane. Deocamdată să mă ocup de bunker și după aia. Trebuie să-i pun să mai facă bebeluș. Na, bun. Da, mă, dar câtă seamă să faci? Da, mă, deci stau după ăștia 100 de ani. Da. Fantomul, fantomul, te-am văzut, boschetarule, ce ești? Boschetar nesimțit, ce ești? Credeai că nu te văd. N-am cât e capacea. Să văd cum stau cu achievement-urile. Ah, mai trebuie să fac 5 bebeluși. Aoleu. Întrebarea e cu cine să-i pun să se mai împerecheze. Da, mă, aș putea să-i pun pe ăștia doi să se împerecheze. Adică nu, cât e greu poate să fie. No, fie un pic mai în vârstă, dar cred că poate să facă copii. Hai că trebuie să le schimb și outfit-urile. Așa. Ceva. Așa. Oh. Nu, stai, trece înapoi, trece înapoi, femeie, trece înapoi. Femeie, trece înapoi. Femeie, trece înapoi. Trece înapoi, că trebuie să faceți bebeluși. Așa. Nu vreau să fug aia. Poate nu vreau să facă bebeluși. Glumeam. Așa, da, o să vă las un pic de intimitate. Hai să vedem. Așa, Raymond. Vai cu viața, Raymond, că curentul electric nu vine așa de capul lui. Ce cu apa trebuie să mai rezolv o persoană. Ne, pe asta deja balas aici. A? A, s-au îndrăgostit ăștia doi, na bun. Haide, faceți hâța hâța cu patul, așa. O, avem apă destulă. Perfect, avem și curent destul. Johnny King. Mai bine spun Johnny... Johnny încetinitorul, că cam cu încetinitorul faci tu mușchi. E, mă, mai un pic și poate crește, mă, cine știe. A, uite, și-a făcut bebelașul. Oh, cât de romantic. Ceva cu perception. Ai, ai, tati. Peter Baker. Cavaler. Te voi pune să lucre aici la... aici la water treatment. Ce să fac eu cu tine? Tu ai carisma? Hai că te pun să lucri la radio, că n-o... Mai bine nu te pun să faci efort, că după aia pici jos. Vezi că și na, cu bebelușul nu e ușor. O să fim 25 de persoane, adică o să fie 25 de persoane în curând în buncă. Ia să mai fac eu poza așa ca prog. Că am reușit să mai fac progres. Na, bun. Așa, na, bun, toată lumea e fericită. Hai că nu acolo verific eu, aici verific. Și 50%, Daniela Adams, dar copiii tot timpul sunt așa 50%, ceea ce e ciudat. Adică copilul ești copil, ar trebui să fii 100% fericit. Da. Având în vedere că țirosești copilăria într-un bunker, dar asta e viața. Level up, level up! Na, bine. Așa.
Asta i-am făcut upgrade. Ah, ok. Na, bun. Na, bun, oameni buni, ăsta a fost al 13-lea episod din Fallout Shelter. Like dacă v-a plăcut, dislike dacă nu și nu uitați să loviți butonul de subscribe. Să rămână YouTube.